Prima iarnă cu asfalt pentru locuitorii comunei Grozești. După zeci de ani de nepăsare și indiferență, în sfârșit, cetățenii din această zonă se pot bucura de condiții de viață decente. Oamenii apreciază această realizare a președintelui Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, și chiar dacă mulți dintre ei nici nu mai visau că drumul lor va fi modernizat, șeful de la Consiliul Județean și-a respectat promisiunea făcută acestora. În comuna Grozești este prima iarnă în care localnicii de aici se bucură de asfalt. În anii precedenți, din cauza drumului impracticabil, mașinile de dezăpezire reușeau greu să ajungă în această zonă, iar intervenția salvărilor era o adevărată provocare. Drumul impracticabil, gropile și nămoalele de pe drumul județean 607 dintre localitățile Strehaia și Grozești au fost date uitării. În perioada de iarnă, viața oamenilor din această zonă era un coșmar. Acum, drumul negru, dezăpezit și cochet este o realitate la care cei mai mulți localnici nici măcar nu mai îndrăzneau să spere. Aoleu, era dezastru. Înainte era dezastru, domnișoară. O mergeam pici așa la vale, făceam, că eu am lucrat la Turceni, la termocentrală, și mă duceam cu bicicleta și făceam câte o oră jumate până la capul piscului de unul, curățând coacea noastră la stânga în coace. Până acolo și era numai nămol, numai grup. Nu? Cetățenii comunei Grozești și nu numai sunt foarte mulțumiți de faptul că în sfârșit un om politic de la conducerea județului și-a plecat privirea și către ei, Aladin Georgescu, depunând toate eforturile pentru ca acești oameni să beneficieze de condiții de viață decente. Suntem mulțumiți, noi ca populație aici așa, nu avem ce să mai reproșăm. Suntem foarte mulțumiți de primar și consiliul care conduce în continuare. Drumul înainte era jale. Acum, de când s-a făcut asfalt, e bine. Numai gropi, numai surdomoale, până la gând noroiul. Acum, datorită președintelui Consiliului Județean, domnul Aladin, copilul meu, vă arăt și poză, dacă vreți, cu dânsul. Merităm asta. I-a mers mintea și a prins tronsonul ăsta, Strehaia, Gorj, pe tronsoanele din sud, pe fonduri europene, și uitați cum suntem. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Asfaltarea drumului județean 607 pe o suprafață de 26 de kilometri dintre localitățile Strehaia, Grozești și până la limita cu județul Gorj face parte din cel mai amplu proiect de modernizare a drumurilor județene pe o distanță de 112 kilometri și este o reușită de amploare a administrației PSD condusă de Aladin Georgescu.